Salutare dragilor! Bine ați venit la un track vlog. După cum observați, e o zi superbă de miercuri. Mă aflu undeva pe lângă București. Am zis să filmez ceva, dacă tot mă aflu pe aici, pe la capitală, am zis să fac un vlog. E ora 10. Un pic aglomerat, pot să zic. Dar aici pe Wiz văd că nu-mi dă că ar fi aglomerat, dar nu știu ce dracu. Probabil că e un semafor ceva în față. Dragilor, vreau să vă mulțumesc la toți care s-au abonat și mi-au dat un like și un comentariu. Vreau să vă mulțumesc din suflet. Apreciez foarte mult că vă străduiți să fiți alături de mine cum puteți. Știți, știu că mulți nu aveți timp. Nu știu, de câte ori vin la București, aici trebuie să am ochii în șapte. Nu știu de ce, dar e așa de... Probabil și de la trafic și de la atâta aglomerație. Mi-e cam foame. Am plecat dimineața de acasă, dar am apucat să fac o cafea și cam atât. Acum am oprit aici la București, la Foaț, la magazin. Mi-am luat o sticlă de suc, un sandwich și, după cum vedeți, mănânc din timpul mesului. Nu avem timp. Timpul e foarte limitat. Dragilor, după cum observați, sunt în trafic. Sunt aproape de Dorale, la intrare în București aici, și după cum se vede, și banda 1 și banda 2 este bară la bară. M-am grăbit eu degeaba, am dat tare de la Buzău până aici, dar traficul din București, n-ai ce să-i faci. Mai avem o problemă acolo, când face stânga spre pe centură, spre Popeșle Ordeni. Acolo o să fie iar o problemă. Dar eu sper să fie ok. Poate să se facă 10 lei litru de motorină, de benzină, de tot, că tot așa o să fie. Tot aglomerație o să fie. Bă, 15 lei dacă face litru de motorină. Mă, tot așa o să fie. Garantat. Ce vrei să zici, că ăsta cu Seat-ul sau ăsta cu Clio, dacă face 15 lei litru de motorină, nu mai pleacă cu mașina zi de zi de acasă? Imposibil. Mai bine renunță la țigări, la mâncare și tot pleacă cu mașina de acasă. Despre ce vorbim? Hai să lăsăm și pe colegul ăsta cu Mercedes-ul. Hai, coleguțule! Hai, blet! Oh, ăsta-i dă în gușă, pune frână! Bă, buzoaine! Când te grăbești? Panamera! What the fuck? Ce șmechere! În București aici trebuie să mergi relaxat, numai cu ochii în oglinzi trebuie să stai. Nu știi ce te poate surprinde. E mai rău ca în junglă aici. Vezi tu sălbatic. Vedeți coada asta? Dă în centură și undeva în capătul ăla trebuie să fac stânga, spre Popeșle Ordeni. Eu trebuie să stăm acum la toată coada asta și plus ce e bară la bară pe centură. Acolo e cel mai grav. Haide, colegule! Hai că m-am băgat o leacă.
Dacă nu te bagi un pic așa, n-ai nicio șansă. Dacă nu te bagi o leacă bine, cu cap, adică nu poți să te bagi să după aia să rezulte un accident. Te bagi, dar totodată să ai timp să pui și frână, să oprești camionul în maximă siguranță. Adică nu te bagi cu viteză prostește și să vină altul din altă parte și nu poți să pună frână să intre în tine. Slavă Domnului, am intrat pe centură, să vedem acum. Bă, dar ce centură nenorocită, parcă zici că sunt în Galați. Bă, dacă nici aici, lângă Parlament, lângă Capitala, nu avem drumuri ca lumea. Ce să mai zici, mă, frate, la ăia, la Galați, acolo? At this moment, Jackson knew. Ia uite. N-a putut morții, mă, da. Ia de coalea, Capitala. Două în soarele măsii de treabă. Bă, și în alte țări te rogi să dai într-o groapă că camionul. Te rogi, te aia să dai și tu într-o groapă să miști o leacă camionul, nu găsești. Las că vii în România și te saturi aici. Era bine să am o cafea frumos aici. Sărea toată pe mine, cred. Răgamea și picioarele să-mi bag. Nea de sărăcie. Vorba lui Vlad Țepeș. Voi ați adus țara acum unde este? Voi să o duceți unde se cuvine să fie. Să crească într-un an cât crește alte în 10. Că te spuneți, Maria. Lui... Ce ca așa e obicei. Domnitorul Vlad. N-a știut să vă taie la vreme. De-aia a ajuns țara unde a ajuns. Că aici pe centură se construiește. Se construiește. Dar se construiește cu viteza mercului. Șmecherie. Hai, coleguțu. Tati. Cu părere de rău, s-ar putea, nu știu cum, să închidem contractul la firma asta și să ne mutăm în altă firmă. Am ceva planuri, sper să fie bine, o să ne mutăm pe altă mașină, o să aduc valoare mare, zic eu, pe canalul de YouTube, așa că stați aproape. Abonați-vă, lăsați în comentarii acolo, vă aștept pe toți. Eu o să răspund la fiecare în parte în cel mai scurt timp. Am ceva planuri din primăvara asta. O să fie mașini mult, mult mai bune. Mult peste Iveco. Control trafic! Domnule și domnule, avem aici așa pe partea dreaptă. Avem o basculă, avem un frig oprit. Uitați, control trafic. A oprit un turc. Un kebab. Turcalete, ce să faci, domne? Meseria lor până la urmă. Asta e. Omul a venit la servici. Asta trebuie să facă, să oprească camioane și să controleze. Respect Kendama. Nu? Job-ul e job. Și cum v-am zis, o să vedem în primăvara asta ce o să fie. M-am gândit, mamaia, am 10 ani la firma asta. Îmi pare un pic rău așa, dar n-am ce să facem, viața merge înainte. Fiecare om se duce la mai bine. Am ajuns și la Popești, la Popești, la Ordine aici așa. Aici e lucrări mari. A podul ăsta. Noi trebuie să facem undeva stânga pe aici. Să mergem spre Călăraș.
Mergem cu 5 la oră. Taca, 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 taca. Bine că avem cutie automată. Nu mi-aș fi chipuit cum era să ai cutie manuală. Calci ambreajul, spac, spac, stâng, față, spate, întâia, a doua, a treia, a patra. Ha. Acum am văzut băiatul ăsta cu camionul, e de la Galați. Galați 26 euro. Că și băiatul ăla după macara stă pe telefon. Ia uite. Stă pe Facebook. Și băieții ăștia aici sus cu ranga, cu alea, aude. Hai, tractoristule! Băgăm pe o rută ocolitoare, ce să facem, dacă asta e? Ocolire. Am făcut rondo și acum ne întoarcem înapoi, pe sensul. Anglomerați, ce drag să faci lucrări. Cum în tortochiare asta am putut gura în măsii. 2 în pana mea de treabă. Te bag ăștia pentru toate astea, zici că intri cu turism. N-am văzut așa ceva. Dragilor, am revenit. Sunt tot la capitală aici. Am ajuns la undeva pe la 10 aici la destinație. Am dormit o oră jumate, mi-am baia, m-am deghizat, am mâncat iar, am băut, am baia. Și ora, ceasul e ora, acum e ora, cum vedeți, ca să vă arăt. E ora 14:06 minute. Și pot să zic că nici acum n-am plecat de aici. Nu știu ce o voi face. Zi mai proastă ca asta n-am avut-o niciodată. Asta-i. Mai sunt și zile din acestea. Mai rar, dar mai sunt. Uite, vii la muncă, nu știi când pleci, nu știi când merge încărcatul. Ghinion. Miercurea neagră. Oricum, bine că suntem sănătoși, asta contează cel mai mult. Sănătoși să fim.
căpelele cule. Tare din nou. E ora 15 și eu abia acum mă apropii de centura Bucureștiului. Cursă mai proastă ca asta n-am mai prins, nici nu mi-aduc aminte de când. Mai punem 2 ore până la Buzău. Ora 18 la Buzău. Descărcatul. Oricum s-a dus și ziua de astăzi. O să ajung acasă la ora 7. 19. Asta e. Bă, dar pe sensul de Jilava e bar la bar. Pe sensul de a fumați încolo unde merg eu, spre Uziceni, e ok. Bulgarul ăsta s-a dat jos din mașină, se pișe. E timp berechet. Hai, coleguțu! What the fuck? Așa ceva? Apropiem de parcarea de pământ, sper să avem liber, să nu avem ISCTR-ul. Asta e un lucru bun, nu avem ISCTR-ul aici. Asta e un lucru bun. Nu de alta, dar trebuie să te oprești control trafic, te mai ține aici cel puțin 45 de minute la control. Pierdeam 45 de minute de pomană. Doamne ajută, bine că am ieșit și din afumați, dăm bătaie spre Buzău. Dragi abonați, cam ăsta a fost track vlog-ul pe ziua de astăzi. Eu am fost Marius. P-
până data viitoare, numai bine, rău la nimeni. Bye bye. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up in a bar. Push on.